Mă rog, celor care sunt internați în spitale cu virusul COVID-19 crește de la o zi la alta, iar noul val de îmbolnăviri bate la ușă. O recunosc autoritățile, care însă nu intenționează să renunțe la manifestările în masă de ziua independenței Republicii Moldova. Ministrul Sănătății Alana Merencol a cerut locuitorilor țării să se vaccineze, deoarece noul val de contaminări cu virusul SARS-CoV-2 deja pune presiune pe sistemul de sănătate. Vreau ca oamenii să cunoască că noi la fiecare două zile deschidem noi paturi de spital. Astăzi am deschis 25 de paturi noi, ca până seara să fie absolut pline. La Soroca am deschis 20, ca în două zile să ajungă să fie 40. Deci valul nu e de ține cont de sfaturile noastre și de dorințele noastre. Potrivit ministrului, lucrătorii medicali din prima linie sunt prea obosiți după activitatea lor de un an și jumătate. În pofida acestor eforturi, autoritățile nu intenționează să renunțe la evenimentele publice dedicate Zilei Independenței și altor sărbători care urmează în timpul apropiat. Am spus foarte clar care sunt recomandările, cu limitarea, cu purtarea măștii, inclusiv să prezinte și certificat de vaccinare ca să fie mai liber. Deci recomandăm purtarea măștilor. În afară de Ziua Independenței, există foarte multe sărbători, hramuri ale orașelor, localităților în care autoritățile locale organizează concerte. De asemenea, recomandăm pentru apeleuri să se mențină de acest program mai scurt ca de obicei, ca să nu aibă festivități în orele de seară în care vor menține un control mai mic. De altă parte, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, crede că sănătatea populației și împiedicarea răspândirii virusului în masă este mai importantă. Edilul a accentuat că toate manifestările în masă planificate de municipalitate vor fi simplificate la maximum, unele fiind chiar anulate. Что то, что зависит от муниципалитета, будет максимально как бы упрощено. Это и перенос экономического форума, где у нас должны были быть более 600 человек, в том числе уже подтвержденные очень многие люди за рубежа. Это и День города, который, скорее всего, будут проведены мероприятия по минимуму. У нас было запланировано очень много мероприятий на сентябрь месяц. Даже сегодня мы обсуждали мероприятия, которые должны быть организованы 31 числа. Мы максимально уйдем в сектора, то есть не будем собирать много людей в одном месте. То, что касается территории муниципи Кишинева, я имею в виду то, примеру, где нам принадлежит, и мы будем стараться быть очень осторожными. Anul trecut, când în această perioadă se înregistrau în medie 350 de cazuri noi de COVID-19 pe țară, toate evenimentele dedicate Zilei Independenței au fost anulate. În prezent, infectările noi au depășit cifra de 500 de cazuri pe zi.